Bună ziua și bine v-am găsit, iată, astăzi este 30 mai, la aproximativ 2 săptămâni după ce am făcut mutarea simplă, trebuie să vă arăt că familia și-a revenit, suntem doar la sfârșitul lunii, de mâine e 1 iunie. Și trebuie să înțelegeți că la mine aici în zonă nu mai este cules. Din această pricină, în această familie am foarte multă albină tânără, eclozată acum de curând. Stupul s-a umplut cu albină. O să vă arăt o ramă, ca să nu lungesc filmul foarte mult. O să vă mai arăt încă o familie care o pregătesc pentru ceea ce urmează. O să pregătesc toate familiile în acest fel. Iată... Așa arată albina pe aceste rame, acum, la ora actuală. Foarte multă albină, tânără. Și trebuie să profităm de ea. Dacă nu, cam într-o săptămână, jumătate, ar intra în frigurile roitului din nou. Bineînțeles, aș face din nou... mutarea simplă, care v-am arătat-o. Singura problemă ar fi că trece timpul. Nu stă chiar cu noi timp. Aici am dat acum câteva zile o ramă la crescut și nefiind cules, au construit-o ele din rezerva care o mai au de mâncare. Au construit-o și ar urma să fie oată, dar bineînțeles mai greu. De acum evoluția familiilor de albine va începe să scadă nefiind cules. Eu cu câteva familii nu fac pastoral, nici cu mai multe familii n-aș face pastoral. Nu cheltuieli și... Nu mă lasă inima să fac acest. Bine, acum ce trebuie să înțelegeți, ce voi face eu aici, e că urmează o hrănire abundentă cu sirop pentru a face ramele pentru iernare. Deci, în paralel cu acest lucru, ramele care sunt mai închise la culoare și au puiet, vor fi umplute cu sirop și ce este mai interesant este că acum este albină cine să prelucreze acel sirop. Nu e ca în luna august când albina scade în putere, tu o uzezi și astfel populația care va intra în iarnă va fi redusă. Vreau să înțelegeți că nu fac de capul meu acest lucru. Acest lucru este descris în cărțile din trecut, când se studia și atunci uzura albinei și intrarea în iarnă. A familiei albinei, iată, am făcut o greșeală aici. Da, se vor domoli. Lăsăm să se domolească foarte multe albine aici. Trebuie să schimb un pic ramele. Pentru a da sirop de seară. Le las un pic să se domolească, deci trebuie avut mare grijă când lucrăm pe el, să facem astfel de greșeli. Dar se mai întâmplă, orice lovitură în plus afectează albinițele. Ce trebuie să înțelegeți este că se ne se domolesc, nu mai zic pe ceva. O să încep să le dau câte 2 borcane de sirop în fiecare zi.
ele vor fi puse deasupra la rame. Le pune deasupra la rame aceste borcane cu sirop. În fiecare zi o să le dau aproximativ câte două borcane din astea, până când umple ramele din spate. Bineînțeles, o să controlăm aproximativ la o săptămână să vedem cam ce se întâmplă. Bineînțeles, din această familie are o matcă de anul trecut, dacă nu mă înșel. O să îi dau o matcă tânără. Și acest lucru o să fie interesant, cum o să-i dau această matcă tânără. Iată, s-au liniștit. Trebuie să evităm să facem astfel de greșeli. Se strâng ramele, sunt capul și aceea. Nu vă faceți, nu faceți pe eroi. Faceți greșeli, că se pot întâmpla probleme. Nu știi niciodată când faci o asemenea greșeală și poți să te trezești cu sute de înțepături. Și chiar fiind apicultor, poți să ai surprize neplăcute. Iată ce se intră era, se introduc această era. Acum, stupii sunt foarte populați și nu e bine să ne jucăm cu astfel de probleme. Cu astfel de greșeli, fiindcă o lovitură în stup cauzează iritarea sute de albine. Bun, acest stup cam atâta vreau să vă prezint. O să trec la următorul stup să vă arăt și acolo cam ce și cum. Bun, numai bine.